Alexandru Lăpușneanu, de Costache Negruții. Novelă istorică romantică. Proză pașoptistă. Literatura națională din perioada pașoptistă se dezvoltă sub influența romantismului din planul european. În perioada pașoptistă, sub influența lui Mihail Cogălnicianu, se dezvoltă o nouă orientare a surselor literare către folclor și către operele istorice românești Propunându-se astfel trei teme principale ca natura, istoria și folclorul. Mihail Cogălnicianu propune autorilor de literatură să înlăture influențele exterioare și să se axeze pe crearea de opere originale, cu nuanțe din autenticitatea folclorului și istoriei poporului român. Costache Negruții se alătură acestui val literar propus de Mihail Cogălnicianu. Astfel, în jumătatea secolului XIX, apare prima novelă istorică românească, sub de Alexandru Lăpușneanu, o novelă istorică cu influențe ale romantismului european. Opera literară Alexandru Lăpușneanu, scrisă de către Costache Negruții, este o novelă romantică publicată în perioada pașoptistă, în care se prezintă a doua domnie a lui Alexandru Lăpușneanu asupra Moldovei. Alexandru Lăpușneanu are trăsăturile unei novele, deoarece este o proză epică, de întindere medie, cu un singur fir narrativ și cu un subiect central, personajele sunt în număr scăzut, bine definite și au legătură cu conflictul central al operei. Novela Alexandru Lăpușneanu are trăsături istorice, deoarece este prezentat un eveniment important pentru evoluția poporului din Moldova și anume revenirea lui Alexandru Lăpușneanu în cadrul de domnitor al Moldovei, acesta fiind înlăturat de la domnia inițială de către boieri. Astfel apar trăsăturile romantismului, este prezentă antiteza dintre boieri și domnitori, dar și antiteza de caracter care apare asupra protagonistului. În primul cadru al operei este prezentată întâlnirea lui Alexandru Lăpușneanu cu boierii care l-au făcut să părăsească domnia inițială. Boierii, în frunte cu Moțoc, îi spun să plece, că nu este dorit de către săteni și că încercările sale de a reveni la domnie sunt în zadar. Acesta le răspunde însă cu o replică care este și motoul inițiatic al primei părți al novelei. Dacă nu mă vreți, eu vă vreau. În al doilea cadru al operei, Alexandru Lăpușneanu revine la putere și este domnitor al Moldovei. În urma revenirii sare la domnie, acesta se răzbună pe clasa socială care odată l-a trădat și l-a făcut să părăsească domnia. Astfel, acesta impune legi drastice care îi lasă pe boier fără averi, sunt pedepsiți drastic și sadic la orice greșeală și sunt uciși în cazul încălcării poruncilor. În urma acestor acțiuni sadice, soția domnitorului, Ruxanda, este amenințată de o văduvă de boier recent ucis de Alexandru Lăpușneanu. Văduva replicând motoul celor de-al doilea cadru al operei, Ai se dai samă, doamnă. Soția domnitorului încearcă după această replică să își convingă soțul să devină mai milostiv. Astfel îi este promis un cadou de întărire al caracterului de către Alexandru Lăpușneanu. Al treilea cadru al operei prezintă schimbarea domnitorului cu caracter tiran, nemilos și răzbunător, într-unul cu caracter milostiv și armonios. Alexandru Lăpușneanu se prezintă în fața sătenilor într-un cadru bisericesc, își arată părerea de rău față de acțiunile sale sadice și tirane ca și domnitor și le propune boierilor un prânz de împăcare. Doi dintre boieri își dau seama că prin acest ospăț, domnitorul urmărește altceva, așa că părăsesc țara în grabă. În cadrul ospățului se întinde o masă la care sunt așezați 47 de boieri. Alexandru Lăpușneanu, alături de boierul Moțoc, căruia i s-a promis că nu va muri de mâna domnitorului, sunt prezenți în lateralul mesei de unde vine ordinul de masacrare a celor 47 de boieri. În urma masacrului, Alexandru Lăpușneanu privește satisfăcut baia de sânge produsă și construiește o piramidă din capetele boierilor. Moțog este terifiat de scenă, dar se simte încrezător în cuvântul domnitorului. Auzind strigătele și zgomotele produse în urma masacrului, sătenii se adună în jurul porții, la casa unde a avut loc ospățul și cer ca boierul Moțoc să fie ucis. Astfel apare motoul inițiatic al celul de al treilea cadru, capul lui Moțoc Vrem. Ascultând dorința sătenilor, domnitorul îl aruncă pe Moțoc în jurul mulțimii dornice de a-l ucide, astfel capul său devine vârf al piramidei. Domnitorul își cheamă și îi prezintă soției sale Ruxanda, piramida din capetele boierilor, spunând că acesta e cadoul de întărire promis. Aceasta devine șocată de ceea ce vede și se îngrozește de acțiunea și atitudinea macabră a soțului său. Ultimul cadru al operei îl prezintă pe domnitor, fiind aproape de moarte, întins pe pat, și așteptând să-și achite păcatele. Acesta simte că nu mai are mult de trăit, și cere să se călugărească pentru a-i fi curățate păcatele și pentru a muri cumpătat. După ce e călugărit, acesta începe să se simtă mai bine, astfel rostește motoul inițiatic al acestui cadru, de mă voi scula, pe mulți am să popesc și eu. La aflarea veștii că domnitorul e pe patul de moarte, cei doi boieri care au fugit din țară în timpul masacrului revin pe teritoriul Moldovei și îi propun soției domnitorului să-l otrăvească, aceasta acceptând. Astfel, Alexandru Lăpușneanu este otrăvit de către soția sa, Ruxanda, și este lăsat să moară. Opera Alexandru Lăpușneanu este scrisă într-un cadru obiectiv, fiind prezentată la persoana a treia, naratorul fiind omniștient și omniprezent, acesta implicându-se în caracterizarea directă a unor personaje. Incipientul și finalul operei se caracterizează printr-un sentiment de nostalgie, incipitul fiind prezentat prin dorința de reîntregire, iar finalul prin sentimentul de remușcare. Tema operei este impunerea autoritară și revendicarea a ceea ce a fost luat în urma unei nedreptăți. Narațiunea se petrece liniar, într-un cadru spațiotemporal istoric. Spațiul în care se desfășoară acțiunea este în zona Moldovei, iar aria temporală este în jurul secolului al XVI-lea. Într-un trecut mai îndepărtat, opera Alexandru Lăpușneanu, scrisă de către Costache Negruții, este o bijuterie a patrimoniului literar românesc deoarece prezintă elemente, date și caracteristici specifice poporului român, care în urma frustrării lipsei nevoilor se trece la acțiune printr-un cadru dur și răzbunător. În descriere găsești materialul text al acestui clip, te rog să te abonezi, să dai un like și un share și îți urez succes la BAC!